În spațiile deschise, masca de protecție nu e obligatorie decât în anumite condiții. Unii preferă să o poarte tot timpul, chiar și în ploaie. O mască de protecție udă însă nu mai e la fel de eficientă, ba chiar poate face mai mult rău. Cea mai bună variantă e să protejăm masca de protecție astfel încât să rămână uscată. Vine ploaia, masca rezistă. În prima zi de toamnă autentică în pandemie au apărut și primele dubii. Purtăm sau nu mască și când plouă afară? O por mereu așa. Că... Așa când plouă. Așa am auzit, chiar și când plouă. Mă simt mai bine protejat. Sigur. Fiindcă e udă. Absolut. Nu e. Nu e udă. Momentan. Momentan. Chiar dacă se udă, e... deci tot protejează, eu așa cred, da. 100%. Pentru că ea e uscată înăuntru, gen poate doar superficial. Mesajul specialiștilor nu lasă loc interpretărilor. O mască udă, umedă, trebuie schimbată la un anumit moment. Nu se poate pune problema că o lăsăm la uscat pe care le folosim. În mod cert, trebuie să păstrăm masca uscată, asta e evident. Pentru că în momentul în care se umedește, clar că își pierde proprietățile. În situația asta, nu numai că nu ne ajută, dar ar putea la un dat chiar să contamineze mai ușor cu diverse microorganisme. Specialiștii din sănătate ne-au recomandat în nenumărate rânduri să schimbăm masca de protecție odată la câteva ore. Motivul este clar, faptul că se umezește, iar asta înseamnă că nu mai filtrează bine. Drept urmare, când ieșim din casă în zilele ploioase, vom avea o grijă în plus și două accesorii obligatorii, masca și umbrela.